Viitorul este deja aici. Fondatorul Tesla, Elon Musk, are planuri ambițioase de a folosi roboți umanoizi în fabricile sale și nu numai. Își dorește să producă milioane de astfel de mașinării și pentru uz casnic. Un prototip va fi lansat oficial pe data de 30 septembrie. Conform cadmere.ro, Elon Musk a spus în timpul unui eveniment că în viitor roboții ar putea fi folosiți în case, la gătit, la tunsul ierbii, la îngrijirea bătrânilor, putând chiar să joace rolul unui prieten sau al unui partener sexual. Inevitabil vor deveni parteneri romantici, adică am promis oamenilor asta, am putea face și femeia pisică la un moment dat, a declarat CEO-ul Tesla. Acesta a mai spus că va prezenta pe 30 septembrie, de ziua inteligenței artificiale, un prototip al proiectului Optimus. Numele său este inspirat din cel al liderului autoboților din seria de filme Transformers. Tesla Bot este planificat să măsoare 1,73 m înălțime și să cântărească 57 de kilograme. Producția în masă a acestor roboți ar putea începe chiar de anul viitor, a anunțat fondatorul Tesla. Ideea lui Musk de a introduce roboți de uz general în fabrici, casele oamenilor și oriunde ar fi nevoie de ei este privită cu scepticism de către experții, investitorii și analiștii din robotică. Criticii se întreabă în principal dacă Tesla Bot poate fi la un nivel suficient de avansat pentru a lucra în fabrici și în case. Un robot Optimus ar putea ajunge la $10,000. Între timp, publicul se așteaptă la un robot care este capabil să îndeplinească diferite sarcini aproape la același nivel ca oamenii. Musk trebuie să demonstreze că tehnologia este atât de avansată încât să justifice o astfel de investiție majoră. Specialiștii estimează că un robot Optimus va costa în jur de $10,000. Tesla Bot este un plan real și realizabil pentru Tesla, a spus Musk anul trecut când a anunțat în premieră proiectul pentru roboții umanoizi. Optimus va îndeplini inițial sarcini plictisitoare sau periculoase, precum transportul de piese grele. Roboții umanoizi au încă nevoie de instrucțiuni explicite și nu se pot descurca pe deplin singuri. Musk, care are o avere de $300 miliarde, a precizat că Optimus a devenit o prioritate pentru echipele de dezvoltare ale producătorului auto Tesla. El a spus că se așteaptă ca în viitor să aibă profit mult mai mare din vânzarea roboților umanoizi decât din cea a mașinilor. Optimus va fi alimentat de baterii, conține motoare electrice și actuatoare electronice, la fel ca vehiculele Tesla. Musk a glumit spunând că robotul a fost proiectat în așa fel încât să nu poată alerga prea repede, pentru ca oamenii să poată fugi de el, relatează cadmere.ro.